Dragii mei oameni din Cluj-Napoca, dragă Biserică Elim, frați și surori în Domnul Iisus Hristos și prietenii Evangheliei, dacă sunteți cu noi în această seară sau ne urmăriți prin intermediul internetului, împreună aș dori să deschidem Sfânta Carte a lui Dumnezeu în seara aceasta de duminică, la prima Evanghelie, la pagina 924, de unde vom citi din capitolul al doilea, din prima Evanghelie, primele 12 versete. Înainte de a citi cuvântul acesta lui Dumnezeu, aș dori să îmi cer scuze pentru voce, este puțin mai răgușită. În săptămâna anterioară am avut câteva seri de stăruință în rugăciune. Ne-am bucurat de harul lui Dumnezeu, de prezența și de puterea lui Dumnezeu și cred că și peste vocea mea în seara aceasta va fi prezența Domnului. Dacă nu va fi prezența Domnului, nu se întâmplă nimic. Dar dacă e prezența și puterea lui Dumnezeu, atunci se vor întâmpla lucrări minunate. Pasajul din Scriptură din seara aceasta îl citim de obicei la finele fiecărui an, dar dați-mi voie să vă spun, el este actual în orice perioadă a anului și din el Dumnezeu ne poate vorbi în orice împrejurare. Mai cu seamă că cele relatate aici de cuvântul lui Dumnezeu s-au întâmplat, auziți cum începe textul, după ce s-a născut Iisus. 924, pagina Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe mași și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Dacă îmi doresc să se întâmple ceva în seara aceasta, spiritual vorbind, e ca fiecare dintre noi să ne întoarcem acasă pe un alt drum. În mod fizic, probabil, ne vom întoarce pe același drum. Dar în mod spiritual, să ne dea Domnul la toți drumul spre împărăția Lui. Dacă l-am găsit, dacă suntem pe El, ferice de noi. Dacă cineva nu l-a găsit, să găsească drumul acesta în seara aceasta. Doamne ajută! Doamne lucrează! Amin! Vă invit acum cu respect să vă reașezați. După ce s-a terminat slujba de dimineață de la noi de la Betania, am alergat în grabă spre casă și ajungând acasă, vă mărturisesc deschis pe fugă, am servit felul întâi de mâncare, felul doi, am servit și desertul, că mie îmi place tare mult dulcele, e adevărat nu prea face bine, dar
Am servit și desertul și apoi m-am pregătit, m-am echipat, m-am urcat în mașină și am pornit spre dumneavoastră, aici spre orașul Cluj-Napoca. Apropiindu-mă de Cluj, am băgat GPS-ul pe telefon, adresa care mi-a dat-o fratele pastor Nicu, și am fost surprins, ratând prima intrare spre zona bisericii dumneavoastră, să mă ducă GPS-ul aici pe niște străzi și la un moment dat am ajuns în spatele cimitirului. Mă gândeam, Doamne, cum să ajung prin cimitir la biserică? Între timp a sunat fratele păstor, fratele Nicu, și mi-a zis, da, este o stradă printre cimitir și se poate ajunge. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și numai prin voia lui Dumnezeu, am ajuns în această seară la dumneavoastră și iată-mă în premieră, în fața dumneavoastră, în fața lui Dumnezeu și în fața Sfântului Său Cuvânt. Și ne rugăm, Doamne, dacă vrei să ne vorbești ceva în seara aceasta, vorbește-ne Tu. Vă aduc și salutări sfinte de la Biserica Soră, frățietatea de la Banat, frățietatea penticostală, vă transmite salutări de har, de multă sănătate, să vă fie înmulțit harul și să vă fie înmulțite binecuvântările din partea lui Dumnezeu. Și aș vrea să pun o întrebare aici. Este cineva din sanctuarul bisericii în seara aceasta împotriva acestui salut? Cu toții vă doriți să aveți mai multă sănătate? Cu toții vă doriți să vi se înmulțească harul din partea lui Dumnezeu? Cu toții vă doriți să aveți parte de mai multe binecuvântări? Pretutindem pe unde am umblat să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu, n-am întâlnit om care să fie împotriva acestui salut. Vă rog să-l primiți cu bucurie și Dumnezeu să vi-l dea din belșug. Trăim într-o lume, dragii mei, a căutărilor neobișnuite. Dumneavoastră știți că la ora aceasta sunt oameni care se luptă și caută să ajungă pe planeta numită Marte? Și am zice noi, ce căutare neobișnuită. Știți că sunt oameni care se luptă la ora aceasta cum să înlocuiască inteligența umană pusă de Creator în om, să o înlocuiască tot mai mult cu inteligența artificială. Și zicem noi în această seară, ce căutare, așa ni se pare, neobișnuită. Sunt oameni care în zilele noastre ar căuta să oprească încălzirea globală și s-au luptat de câțiva ani buni și se mai luptă. Și zicem, ce căutare neobișnuită. Oamenii caută, se luptă și nu reușesc să oprească încălzirea globală. E o căutare, în ultima vreme se vehiculează tot mai mult, probabil se va ajunge aici, la scoaterea banilor cash, de pe piață. Înlocuiți cu altceva. Oamenii caută, ați auzit și dumneavoastră, să se implementeze identitatea digitală. Într-o lume a căutărilor neobișnuite, am venit până la Cluj în această seară să vă prezint și eu, din cuvântul lui Dumnezeu, o astfel de căutare neobișnuită. Dar auziți, pentru lume, nu pentru noi credincioșii Domnului, ci pentru lume. Am să vă prezint din Scripturi în această seară un rece. Și pe el veți vedea, va trebui să-l căutăm, fiecare dintre noi, iar căutarea acestui rege pare una în 2024, total neobișnuită. Despre regele Iisus vreau să vă predic în seara aceasta, într-o predică ce am intitulat-o, Regele care trebuie căutat. Regele care trebuie căutat. Ne vom uita în această seară la primii oameni care l-au căutat pe regele Iisus, la acești magi. Și de la ei vom învăța, punându-ne următoarea întrebare, fiecare dintre noi, cum trebuie să-l cauți pe regele Iisus? Apropo, știți că Iisus
s-a născut rege? El n-a devenit așa. Dacă un om nu s-a născut inginer, a ajuns inginer. Dacă un om nu s-a născut doctor, a devenit doctor. Dacă un om nu s-a născut tâmplar, a devenit tâmplar. Dacă un om nu s-a născut rege în lumea aceasta, ascultați-mă în această seară, oameni buni, Iisus Hristos, El nu s-a făcut rege. El s-a născut rege. Există o cântare mai tinerească, cântată de cei tineri, o cântare cu mesaj profund care zice așa: Iisus e rece, vrenic de laudă, domn peste toate, nimeni nu este ca El. Întrebarea se pune în această seară: cum trebuie să-L caut pe regele Iisus Hristos? Oare cum trebuie să-L cauți? Și în primul rând ne vom uita în această seară la perioada în care acești oameni l-au căutat pe regele Iisus. Și apoi ne vom uita în viața noastră în 2024 să vedem care este acea perioadă în care omul, adică dumneata și cu mine, putem să-L căutăm pe acest rege. Perioada așadar în care magii l-au căutat pe regele Iisus. În două expresii la începutul textului nostru din această seară care vorbesc de perioada aceasta. Mai întâi, prima expresie, după ce s-a născut Iisus. Noi uneori citim în Scriptură anumite cuvinte, ni se par banale, ni se par simple, zicem, ce poate Dumnezeu să ne vorbească prin acele cuvinte? Dați-mi voie să vă spun, niciun cuvânt din Scriptură nu-i lipsit de putere. Nu întâmplător în textul Bibliei din această seară apare expresia aceasta, după ce s-a născut Iisus. Știți ce ne arată cuvântul lui Dumnezeu prin această expresie în această seară? Că doar după ce Dumnezeu și-a concretizat căutarea sa, după omul pierdut în întruparea Domnului Iisus Hristos, numai după aceea omul îl caută pe Dumnezeu. Ideea e următoarea, oameni buni, noi îl căutăm pe Domnul Iisus Hristos. Magii odinioară l-au căutat pe Domnul Iisus Hristos. Fiindcă mai întâi, știți cine ne-a căutat pe noi? Ne-a căutat El. Și dovada cea mai concretă, cea mai palpabilă și practică este însuși venirea lui Hristos în lume, întruparea sa. Nu l-am fi putut căuta și cunoaște cu adevărat niciodată pe Dumnezeu dacă nu ar fi venit Hristos la noi. Cu alte cuvinte, știți cum se numea perioada în care acești oameni, acești magi, l-au căutat pe regele Iisus? Este exact aceeași perioadă și pentru noi astăzi și am numit-o perioada Harului. Har care a venit la noi oamenii prin venirea Domnului Iisus Hristos în această lume. Har cu care noi oamenii putem intra în contact în urma întrupării Domnului Iisus Hristos. Ce învățăm din acest adevăr în această seară e că e o perioadă în care îl putem căuta pe regele Iisus Hristos și perioada aceasta se numește întâi de toate perioada Harului. Har primit de la Dumnezeu, har adus prin Hristos Iisus în lumea noastră. Ce înseamnă cuvântul har? Ați auzit de multe ori, sunt sigur, favoare nemeritată, grație, dar nemeritat. Să ne dea Dumnezeu ceva ce noi oamenii nu merităm. Apropo, oameni buni, perioada aceasta harului ține între prima venire a lui Hristos în lume și a doua venire a Lui. Perioada aceasta, scriptural vorbind, se numește o perioadă de har. Perioada în care oamenii pot să-L caute pe Iisus. Dar știți că mai spune ceva textul nostru, chiar în partea de introducere, despre perioada în care acești oameni l-au căutat pe regele Iisus? Zice așa, partea B a versetului 1, în zilele împăratului Irod.
Expresia aceasta biblică sublinează dificultatea perioadei în care oamenii aceștia s-au angrenat în căutarea lui Iisus. Știți că noi astăzi înțelegem foarte puține lucruri din expresia aceasta în zilele împăratului Rod, însă oamenii de atunci care au existat în acea perioadă știau că îl căuta pe Iisus Hristos în zilele acestui împărat cu numele Irod. Era, știți cum? Nu dificil, foarte dificil. Erau vremuri de împotrivire, erau vremuri de tulburare, zilele în care Irod domnea cu brutalitate, cu agresivitate, un împărat crud, un împărat extrem de dur. Istoria ne spune că omul ăsta a ucis aproximativ 14.000 de prunci sub 2 ani, când a aflat, auziți, s-a născut pe planeta Pământ, în zona unde el domnea, un nou rece. Deși, dați-mi voie să vă spun ceva în această seară, istoria, citind despre Irod, confirmă faptul că Irod a fost un politician foarte bun, foarte versat din punct de vedere politic, a avut realizări. În schimb, omul acesta a fost un om suspicios la orice mișcare, la orice schimbare, crezând că cineva vrea să ia locul. Și ascultă-mă în seara asta, în zilele împăratului Irod nu era deloc simplu să-l cauți pe regele Iisus. Erau zile grele. Știți de ce eu spun asta? Pentru că și astăzi este tot la fel. Cine crede, chiar dacă trăim în libertate, că în 2024 este ușor să mergi după Iisus, să-L cauți pe Iisus, se înșală. De aceea noi trebuie să proclamăm tot adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Nu sunt vremuri ușoare să-L cauți pe Iisus Hristos, nici astăzi, când cei mai mulți spune, ți s-a îmbolnăvit mintea. Nu puteai să fii altundeva în seara asta, să te simți bine, să te distrezi. Trebuia să vii să stai două ceasuri într-un lăcaș de închinare numit Biserica Domnului Iisus Hristos, n-ai fi găsit să faci altceva? Oameni buni, chiar dacă în zilele lui Rod era greu să-L cauți pe Iisus Hristos și chiar dacă și astăzi este greu să-L cauți pe Iisus Hristos, ascultă-mă seara asta, nu este imposibil! În ciuda vremurilor, cine vrea să-L caute pe Iisus, va putea să-L caute. E primul lucru care vreau să-L observăm în seara aceasta din textul nostru. Perioada în care oamenii pot să-L caute pe regele Iisus este perioada Harului, dar este și o perioadă grea, dificilă. Așa a fost și în vremea magilor și așa este și astăzi. Aduceți aminte o cântare mai veche, cântată de frații noștri mai în vârstă, mai de demult, spunea așa: încer pe flori, nu poți fi dus. Când alții s-au luptat și pentru regele Iisus, chiar viața lor și-au dat. Ce cuvinte profunde, ce cuvinte grele. Ce mesaj în cântarea aceasta, dar cât de adevărat în același timp. Oamenii care L-au căutat pe regele Iisus și au vrut să-L urmeze, au plătit cu viața lor un preț. Am auzit odată pe unul cu urechile mele spunând următoarele cuvinte. Zice, a-L urma pe Iisus Hristos e floare la ureche. Zice, așa de ușor și de simplu. Știți unde e bărbatul ăsta la vreo 50 de ani, la ora aceasta, când eu predic Evanghelia aici la dumneavoastră în Biserica Elim din Cluj? Se scaldă în cele mai nenorocite, în cele mai cumplite, în cele mai hidoase păcate în care ar putea să trăiască.
Om care a zis, e floare la ureche să-L cauți pe Iisus, să-L urmezi pe Domnul. El a crezut că harul lui Dumnezeu aduce cu sine și vremuri ușoare în urmarea sau în căutarea lui Iisus. Har nu înseamnă neapărat vremuri ușoare în a-L urma pe Iisus. Și știi ce înseamnă har? Pe lângă favoare nemeritată, pe lângă grație, pe lângă dar nemeritat, har înseamnă să ajungi să-L cauți pe Iisus în ciuda vremurilor, să nu te uiți la împrejurări. Să-ți dea Dumnezeu puterea asta să-L cauți. Așadar, perioada căutării Domnului Iisus Hristos este perioada harului. Dar vreau să ții minte seara asta, este și o perioadă grea, dar nu imposibilă. Cine vrea, poate să-L caute pe Iisus și-L va găsi. În al doilea rând, în seara aceasta, vorbim despre regele care trebuie căutat. Ne-am uitat la perioada în care acești oameni l-au căutat pe regele Iisus Hristos. Și am văzut cum era perioada aceasta și cum e și astăzi. În al doilea rând ne vom uita în această seară la preocupările acestor oameni în timpul căutării lor după regele Iisus. Ce fel de preocupări au avut ei? Și dacă ar fi să ne raportăm la noi în această seară, oare atunci când ne angajăm să-L căutăm pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să avem un anumit fel de preocupări, să ne preocupe ceva anume? Ia uitați ce spune versetul al doilea. Au întrebat, ajungând la Ierusalim, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua, am răsărit și am venit să ne închinăm lui. Sunt două aspecte în text cu privire la preocuparea magilor. Atunci când ei l-au căutat pe regele Iisus, mai întâi este întrebarea lor repetată. În textul nostru tradus de Dumitru Cornilescu, întrebarea aceasta apare o singură dată. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Însă înțelesul din pasajul original este următorul. Odată ajunși oamenii ăștia în Ierusalim, au început să întrebe, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Au mers mai departe, din nou au pus această întrebare, Mereu și mereu pe buzele lor a fost întrebarea aceasta până au ajuns la Irod. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? O întrebare repetată, o întrebare continuă. Apropo, când GPS-ul m-a dus pe aici, pe străzile din spate, am deschis geamul la mașină, m-am oprit de vreo 3 ori să întreb oameni care erau pe stradă dacă cunosc biserica și cum aș putea să ajung. Între timp a sunat fratele păstor și m-a dirijat spre locația bisericii. Dumneavoastră credeți că oamenii ăștia s-au trezit în Ierusalim și au pus odată întrebarea asta și au rămas la atât? Mereu și mereu întrebau, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Întrebarea lor arată primul lor obiectiv în căutarea regelui Iisus. Știți care a fost obiectivul lor? Simplu ca bună ziua. Doreau să-L întâlnească pe Iisus. Vedeți? Când ei pun întrebarea aceasta, în spatele întrebării lor se găsea dorința de a se întâlni cu acest rege, cu Mântuitorul Iisus Hristos. Ce preocupare importantă să-L întâlnești pe Domnul, să cauți prezența Domnului. Am stat și m-am întrebat, din multitudinea de căutări ce le avem în fiecare zi, oare căutăm noi zilnic prezența lui Dumnezeu să ne întâlnim cu Hristos în fiecare zi? Când vii la o întâlnire de biserică, pe lângă întâlnirea cu un frate, cu o soră, cu un prieten, cu o prietenă, vii cu gândul de acasă setat, mă duc în seara asta la adunare să mă întâlnesc cu regele regilor, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Iisus. Acești oameni, magii din textul nostru din această seară, au fost așa de hotărâți și de determinați. Ei au avut anumite preocupări și prima dintre ele, în căutarea lor
după regele Iisus, a fost obiectivul acesta să-L întâlnească. Însă acești oameni, spune Scriptura în seara aceasta, au mai avut o preocupare, au mai avut un obiectiv. Zic ei așa, am venit să ne închinăm Lui. Adică nu vrem doar să-L întâlnim pe Iisus Hristos, Regele, Mântuitorul oamenilor. Noi dacă îl întâlnim, am venit cu scopul, cu obiectivul clar, să-i aducem închinare. Și ascultați ce spune Scriptura, detaliul acesta este foarte important. Am venit să ne închinăm Lui, cu L mare. Și când au ajuns în casă, unde era pruncul cu Maria, știți ce spune cuvântul? Ei s-au închinat. Cu I mare. Dacă cuvântul Lui era cu L mare, de data aceasta cuvântul I e cu I mare. I s-au închinat. Vedeți, și Irod era rege, a primit titlul de rege peste Iudeia în anul 40 înainte de Hristos, de la Cezar August. Însă magii, când au ajuns la Ierusalim, n-au zis: împărate Irod, am străbătut drumul ăsta lung până la dumneata, am venit la Ierusalim cu scopul de a ne închina în fața ta. Nu! Noi căutăm un alt rege, deosebit, special. Acesta este regele regilor, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, trăiască numele Lui în seara asta. Noi Lui vrem să ne închinăm. Și când au ajuns în prezența Lui, chiar dacă era doar un prunc atunci, ei s-au închinat. Ei nu doar că nu s-au închinat lui Irod, deși și Irod era rece, ei nu s-au închinat nici Mariei. Ei nu s-au închinat la mama Domnului, ci s-au închinat regelui Iisus. Ce învățăm de aici? E că singurul rece, singurul în măsură care trebuie să primească închinarea noastră oamenilor în exclusivitate și în totalitate este unul singur, numele Lui este Iisus Hristos. Nu altcineva. Ori spre ce ai simți înclinație să te închine altcuiva, ascultă-mă în seara asta, greșești. Singurul care merită închinarea noastră a oamenilor și căruia trebuie să-i aducem este Iisus Hristos. Vreau să te întreb ceva. Dumneata, când vii la întâlniri de biserică, pe lângă obiectivul de a te întâlni cu Domnul Iisus Hristos, ai și obiectivul de a te închina înaintea Lui? Știți că am văzut oameni, începe rugăciunea, se roagă de numai, simte ceva prin buzunar, scoate telefonul, o mai posta cineva o poză pe Facebook, s-o mai scris un comentariu, mai ales că trăim acum într-o vreme a frământărilor. Omul în timpul închinării simte nevoia să se uite pe tavan, să se gândească la 10.000 km distanță. Știți că sunt oameni, slujba lor când vin la închinare, măcar că n-au slujba asta, nici în viața de zi cu zi, e să facă pe croitorii, să uită așa din cap până în picioare, mă, cum s-a îmbrăcat Cutărescu? Sau urmăresc la ce oră a venit cineva la biserică, la ce oră s-a ridicat din scaunul bisericii și a ieșit să plece. Oameni buni, mă uit la magii noștri din textul din această seară și observ, ei n-au fost interesați cum erau îmbrăcați oamenii în Ierusalim, n-au fost interesați, domnule, la ce oră se trezesc oamenii ăștia, la ce oră se pun la culcare. Ei aveau un singur scop, să-L întâlnească pe Regele Iisus Hristos și să-I aducă închinare. Atât de preocupați au fost, încât focusul lor a rămas acolo. Mi-aduc aminte, dacă n-ai avut astfel de preocupări până în seara asta, vreau să spun o întâmplare. Îmi povestea un tânăr care ani de zile a frecventat o biserică evanghelică de la noi din România, dar fără să schimbe preocupările. Venea pur și simplu la slujbă, din obișnuință, să se mai întâlnească cu o fată, să mai schimbe niște păreri cu niște prieteni și așa mai departe.
Într-una din zile, depărtându-se foarte mult de Dumnezeu, nu știa ce să mai facă și a zis, aflând că este o seară de rugăciune undeva într-un oraș de la noi din țară, a zis, mă duc pentru ultima dată la biserică și dacă nu-mi iasă Dumnezeu înainte și nu-mi vorbește, n-am să mai calc în biserică în veci. S-a așezat pe ultimul rând la balcon în biserica aceea. Era seară prelungită de rugăciune, proroci a lui Dumnezeu la acea slujbă. Și la un moment dat, de jos, din sală, omul lui Dumnezeu, prorocul, s-a dus până pe ultimul rând la balcon. I-a pus mâna pe umăr, îmi spunea el, și a zis, așa-ți vorbește Dumnezeu, tânărule. Și a început să detalieze etape din viața lui. Și îmi spunea tânărul acesta, m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu, am început să plâng ca un copil mic, nu-mi venea să cred ceea ce mi se întâmplă și am zis, mare ești Tu, Doamne. Din seara aceea, preocupările vieții lui s-au schimbat și știi ce mi-a mărturisit? Ori de câte ori vin la biserică, vin să mă întâlnesc cu Iisus și să-i aduc lui închinarea care o merită. Lui, în acea seară, Dumnezeu i-a schimbat preocupările. Știi că și ție ți le poate schimba aici și acum, în seara asta, același Dumnezeu. Cum să-L cauți pe regele Iisus? Am văzut perioada în care acest rege cu numele Iisus Hristos poate fi căutat, o perioadă de har, dar și o perioadă grea. Am văzut preocupările pe care oamenii aceștia le-au avut atunci când l-au căutat pe regele Iisus. Obiectivul lor a fost să-L întâlnească și apoi să-I aducă închinarea care o merită și dumneata te poți întâlni cu El și să-I aduci închinarea care o merită, dar mergem un pas mai departe spre finalul predicii în seara asta. Știți că oamenii ăștia au întâmpinat și piedici sau dacă vreți probleme în căutarea lui Iisus? Și în al treilea rând ne vom uita la problemele ce ei le-au întâlnit atunci când au vrut să-L caute pe regele Iisus. Dragii mei, întotdeauna când Dumnezeu atrage oameni care să-L caute pe El, să ții minte, vor exista și piedici, vor fi întotdeauna și probleme. Nu există căutare spirituală fără împotrivire, fără luptă. Când cineva vrea numai decât să se apropie de Dumnezeu, vor exista oameni buni și piedici și probleme. Astea nu le putem duce la garbici. Deschidem capacul, le punem acolo și zicem, exact cum a zis cel despre care vă spuneam mai devreme, e floare la ureche să-L cauți și să-L urmezi pe Iisus. Cine vrea să-L caute sincer pe Domnul, și îl va căuta, va întâlni în căutarea lui și piedici. Să vă dau niște exemple practice în seara asta. Apropo, când ai întâlnit mai multe piedici? Când ți-ai propus să vii la o întâlnire de biserică sau când din start te-ai gândit și ai zis în seara asta n-am să mă duc la biserică. Fii sincer cu tine. Când au fost mai multe piedici? Nu e așa că atunci când ți-ai propus să vii la biserică? A apărut ba una, ba alta. Ba te-ai trezit cu o durere de cap, ba de măsea, ba prea obosită, ba nu știu cine ți-a dat un telefon și s-au dat planurile peste cap. Întotdeauna când cineva își propune să se apropie de Dumnezeu, vor fi mai multe piedici, ca și când ar zice, stau un pic așa mai relaxat. Domnul știe că am și o nevoie un pic de relaxare spirituală. Apropo, când ai întâlnit mai multe piedici? Atunci când ți-ai propus să citești 2-3 capitole din Biblie pe zi sau când nici măcar nu te-ai gândit la asta? O sta Biblia închisă, pe noptieră, în bibliotecă, acasă. Nu e așa că atunci când ți-ai propus să citești Cuvântul lui Dumnezeu la rând, piedicile au fost mult mai multe? Ea propune să ții o zi de post pe săptămână, nu mai multe, una singură.
Și o să zici, de acum înainte 5 săptămâni, o zi pe săptămână țin post de dimineața până seara, nu mănânc nimic, nu bag apă în gură. Sau pur și simplu nu-ți propune nimic. Cum ai obișnuit și până acum? Dimineața mănânci, la amiază, seara, poate chiar și mai mult de 3 ori pe zi. Să vezi când vei întâlni mai multe piedici. Îți spune o seara asta. Când îți propui să-L cauți pe Iisus, să te apropii de El. Apropierea de Domnul nu ne ferește de piedici, nu ne ferește de probleme. La fel și magii, în căutarea lor după regele Iisus, au dat de probleme, s-au întâlnit cu piedici. Și apropo, știți care a fost prima piedică în calea lor când au vrut să-L caute pe Iisus? Știți cum s-a numit? Căutarea Domnului într-un loc greșit. Vedeți? Textul nostru spune că Iisus s-a născut în Betleemul din Iudeia. Știți unde oamenii aceștia l-au căutat inițial pe acest rege, pe Iisus Hristos? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în Ierusalim. Am stat și m-am gândit, ori căuta probabil conduși de propria rațiune, conduși de mărăția Ierusalimului. Ierusalim era cetatea templului, era cetatea marelui împărat, centrul religiei în vremea aceea. Și întrebare: unde te-ai fi așteptat să se nască un rege? Într-o zonă neînsemnată? Într-un sat? În Betleemul din Iudeea? Sau te-ai fi așteptat cu un împărat să se nască la oraș și mai ales într-un oraș cu renume, faimos? Vă spun unde m-aș fi așteptat eu. Nici de cum la Betleem, ci din contră. M-aș fi așteptat ca un rege, mai ales că s-a profețit de multe ori și cu ani mulți în urmă despre el, în nenumărate rânduri. Mă așteptam să se nască la Ierusalim. Vedeți, oamenii aceștia au fost sinceri în căutarea lor, au fost chiar dedicați în căutarea lor, numai că aveau o singură problemă, l-au căutat pe Iisus Hristos într-un loc greșit. La fel sunt mulți astăzi, exact ca magii, sunt sinceri în căutarea lor, sunt dedicați în căutarea lor, au și entuziasm, pun și suflet și pasiune, numai că problema lor e că îl caută pe Iisus în locuri greșite. Mulți îl caută pe Domnul Iisus în tradiție, în loc să deschidă cartea aceasta lui Dumnezeu, Sfânta Biblie, și să-L caute de la Genesa la Apocalipsa. Mulți îl caută pe regele Iisus în temir ce cărți anume apărute în lumea aceasta, în loc să-l caute mai întâi de orice în cea mai validă și importantă, dar și puternică carte, în Sfânta Biblie. Sunt atâtea locuri, am observat și astăzi, în care oamenii îl caută pe Iisus numai la biserică, nu mai vor să-l caute. Și Biblia știe ce spune? Dumnezeu stă în adunarea Lui? Lui Dumnezeu. Oamenii caută o religie, fie ea chiar și penticostală, dar cei mai mulți, cu regret o spun, nu mai caută o relație cu Domnul Iisus Hristos. Apropo, îngăduiți-mi să vă dau o întâmplare în seara aceasta, e mai de mult, dar e cu mare tâlc. Zice că într-o zi diavolul se plimba pe o stradă cu niște îngeri căzuți și la un moment dat diavolul l-a văzut pe un enoriaș, o nebiserici, că s-a plecat jos și a luat ceva de acolo. Și îngerul căzut l-a întrebat pe satana: ce-a luat enoriașul acela din biserică de jos? Și diavolul a zis: stai liniștit, o bucată de hârtie cu o parte de adevăr. Și îngerul căzut l-a întrebat pe satana: dar nu te superi că a luat hârtia aceea cu o bucată de adevăr? Cu o parte de adevăr? Și diavolul a zis: nu mă supăr deloc, stai liniștit, vei vedea că va face din ea o religie, nimic mai mult, o religie și atât. Din păcate, mulți astăzi dețin doar o bucățică de adevăr, fiindcă îl caută pe Iisus în locuri greșite și se mulțumesc cu ritualuri, cu o religie, dar nu o corelație cu Iisus.
Știți ce spunea prințul predicatorilor, Charles Spurgeon, într-una din predicile lui? Zicea așa: te sfătuiesc să crezi în Dumnezeu până la capăt sau să nu mai crezi în El deloc. Crede fiecare literă din Biblie sau nu mai crede în Biblie deloc, spunea Spurgeon. Ori totul, ori nimic. Dumnezeu nu vrea jumătăți de adevăr sau o convingere pe jumătate. El vrea, zicea Spurgeon, adevărul întreg și o convingere deplină. Altfel, omule, striga Spurgeon în predica lui, ai crezut o viață degeaba. Cu alte cuvinte, te-ai înșelat. Pe lângă căutarea lui Iisus într-un loc greșit, oamenii aceștia, magii de altă dată, au mai întâlnit o piedică în căutarea lor. Și știți care a fost aceasta? Au întâlnit în căutarea lor, pe drum înspre Iisus, oameni nepregătiți. Să știți că Irod era total nepregătit pentru căutarea lor. Preoții și cărturarii vremii nu erau pregătiți pentru venirea lui Hristos în lume. Ei citează scripturile, dar nu le trăiesc. Ei nu merg să-L caute, rămân indiferenți, măcar că erau aproape, zice scriptura, de Betleem. La câțiva kilometri. Dar credeți că le-a păsat? Nici vorbă. Inima lor era de gheață, beton, rece. Ce ne pasă nouă că s-a născut un rege? Chiar dacă l-o chema Iisus Hristos, chiar dacă a fost provețit despre El în scrierile vechi, ale Vechiului Testament, nu le-a păsat acelor oameni. Întrebarea mea este în această seară, spre final de predică, nu cumva în căutarea ta după Iisus te-ai întâlnit și tu cu oameni nepregătiți? Cu oameni care au rămas indiferenți la căutările tale, ba mai mult poate s-au tulburat ca și Irod când ai decis să-L cauți pe Iisus, când au aflat că vrei să te pocăiești, că vrei să schimbi viața, că vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, au început să se tulbure cei din familia ta, prietenii tăi, din școală de la tine, de la locul de muncă. Omule, ce s-a întâmplat cu mintea ta? Ai nebunit? Ți-ai închis viața, ți-ai închis orizontul. Tu nu vezi că poți și ai atâta libertate și atâtea oferte să îți petreci în lumea asta. Ce s-a întâmplat cu tine, omule? Îți vor zice mulți. Dragul meu, în pofida indiferenței unora, împotriva tulburării lor, împotriva religiozității acestor oameni, tu, ascultă-mă în seara asta, continuă să-L cauți pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus. Știi că să-L cauți până îl vei găsi. Perseverența trebuie să învingă indiferența și împotrivirea oamenilor din jur. Doar perseverența te va ajuta să-L întâlnești într-o bună zi, la un moment dat, pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul oamenilor, pe Iisus Hristos. Doar perseverența te va ajuta să-ți atingi obiectivele de a-L întâlni și de a deveni și tu cu adevărat un închinător și o închinătoare a Lui. Doar perseverența aceasta te va ajuta să dai cei mai buni pentru Iisus. Oamenii ăștia au fost gata să-și deschidă visteriile cu aur, cu smirna, cu tămâie. Doar așa vei putea să-i oferi lui Hristos ce ai mai bun. Și doar perseverența te va duce în postura de a primi, de a găsi un alt drum pe care trebuie să mergi, drumul spre Dumnezeu și spre cer. Nu de mult timp s-a întors la Domnul, e întâmplarea de final cu care voi încheia predica din seara aceasta, regele muzicii pop și reggaeton, Daddy Yankee,
Probabil o parte dintre voi, dintre cei mai tineri, ați văzut o parte din postarea de la ultimul concert, dar nu știu câți ați văzut tot concertul acela. Am avut ocazia să-l urmăresc în limba engleză. Știți că unul din clipurile muzicale al lui Daddy Yankee este cel mai vizualizat de pe mapamont. 8 miliarde și ceva de vizualizări. Când omul ăsta cânta în lume, pe scena lumii, la ultimul concert al său, unde se aflau zeci de mii de oameni, Daddy Yankee a declarat următoarele, vă citez în seara aceasta. Oamenii mei, această zi este cea mai importantă din viața mea și vreau să vă împărtășesc. Pentru că nu este același lucru, spunea Daddy Yankee, să trăiești o viață de succes sau o viață cu scop. Mult timp, spunea el, am încercat să umplu acel gol în viața mea pe care nimeni nu l-a putut umple. Încercam să completez și să găsesc sens în viața mea. Uneori îmi părea să fiu foarte fericit, dar lipsea ceva și trebuie să vă mărturisesc că acele zile, spunea el, s-au terminat. Cineva a putut să-mi umple golul ce îl simțeam de mult timp. Mi-am dat seama că pentru toată lumea, zicea el, eram cineva, dar eu eram nimic fără el, adică fără Regele Iisus. Am putut călători în lume, spunea Daddy Yankee, ani întregi, câștigând multe premii, aplauze, laude, dar mi-am dat seama despre ceva ce spune Biblia. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Așa că pot să spun în fața întregii lumi, spunea Daddy Yankee, înainte de a lua microfonul și a-l arunca pe scenă și apoi a coborât de pe scenă, eu pot, zicea el, să mărturisesc, în mine trăiește Iisus. Nu i-a fost rușine în față la zeci de mii de oameni să spună că cineva în sfârșit a putut să umple golul din inima lui. Știți cine este acest cineva? Cel care în chimie a transformat apa în vin. Cel care în biologie s-a născut fără a fi conceput normal. Cel care în economie a contracarat legea costurilor relative când a hrănit 5.000 de oameni cu 2 pești și cu 5. Cel care în medicină a vindecat bolnavi și orbi fără a le administra vreun medicament, fără a le face vreo intervenție chirurgicală. Cel care în istorie este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Cel care în guvernare a zis, eu sunt consilierul minunat. Cel care în religie a zis, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spunea Iisus. El e cel ce poate umple și golul din inima ta în seara asta. Numai El știe ce se întâmplă în interiorul tău. Numai El știe de cât timp suferi, plângi. Și spui, Doamne, ce se întâmplă la mine acasă, cum e viața mea răvășită, Doamne, câtă neliniște am, Doamne, am întrebări, am remușcări, Doamne, am vicii, nu mai știu ce să fac, păcate de care să mă las, Doamne, Tu ești singurul în seara asta care mă poți elibera și aici este Iisus la elim în această seară. Dacă vei decide sincer și sinceră să-L cauți pe El în seara asta, viața ta va lua o nouă turnură. Și sensul drumului tău se va schimba și vei declara și tu ca Daddy Yankee în fața tuturor, m-am întâlnit cu Regele Regilor, cu Iisus, care poate să schimbe oameni. Slăvit să fie numele Lui. Haideți să stăm ridicați. Și aș vrea să închidem ochii. Și în timp ce stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși, aș vrea să te las să meditezi câteva momente la predica din seara aceasta. Dumnezeu ți-a vorbit că deși pentru lumea din jur există o căutare neobișnuită, ca în 2024 să-L cauți pe Domnul Iisus Hristos, pare atât de nepotrivit pentru lume și atât de nefericit și de neobișnuit, dar ascultă-mă, dragul meu, Mântuitorul oamenilor este unul singur. A fost, este și va fi și numele Lui este Iisus Hristos.
Doar El are putere pe pământ să ierte păcatele oamenilor. Nimeni nu te poate libera de patim, de vicii, nimeni nu îți poate scrie numele în cartea vieții, nimeni nu te poate ierta și mântui în afară de El. Doar Iisus, doar Iisus Hristos este Mântuitorul. El a mers la Golgota, a stat între doi făcători de rele pe cruce, El marele nevinovat, El neprihănitul, neprihănirea întruchipată, sfințenia întruchipată. El a ales să moară de dragul meu și de dragul tău, ca să-ți ofere ispășirea păcatelor, ca să te poată ierta, ca să-ți poată mântui sufletul. El în seara asta este prezent aici, nu-L vezi cu ochii de carne, dar simți în duhul tău, în sentimentele tale în această seară, în gândul tău că Iisus este aici și El vrea să te ierte și pe tine în seara asta. El vrea să schimbe inima, mentalitatea, gândirea. El vrea ca în tine să se nască dorința aceasta de căutare după El, de a-L întâlni real pe Iisus și de a te închina doar Lui cu întreagă viața și ființa ta și să spui: Doamne, tot ce mai bun vreau să-ți ofer doar ție și vreau doar pe drumul care duce spre cer să merg din seara aceasta înainte. N-ai vrea să-L chem pe acest Iisus în viața ta acum la final de slujbă și să spui: Doamne, mântuiește-mi și mie sufletul, iartă-mă și pe mine de păcate, eliberează-mă de vicii, dă-mi pace în familie, Doamne, dă-mi pace în inima mea. N-ai vrea să-L chem pe Iisus să te dezrobească, să te elibereze, să te descătușeze de poveri în seara asta, să pleci liberă și liber în numele Lui. În numele Lui Iisus este putere! Și El poate să facă o minune la nivel de inimă, dar și la nivel de trup în seara asta. El este Cel ce eliberează, Cel ce vindecă, Cel ce mai scrie nume în cartea vieții din ceruri. El în această seară îți poate izbăvi sufletul ca să nu se ducă în pierzarea veșnică. El nu vrea să ajungi în iad. El vrea să te mântuiască. De aceea dă-i viața ta, dă-i tot ce-ți aparține Lui și spune: Doamne, vino și în sufletul meu și în viața mea, mântuiește-mă, Doamne, iartă-mă, schimbă-mă și fă ca din seara aceasta viața mea să experimentez un nou început. Te chem să te rogi împreună cu mine în direcția aceasta și să-L chem pe Regele Regilor, pe Iisus Hristos, în viața ta și în familia ta și El vei vedea, va face minunea minunilor, schimbându-te pe tine și schimbând casa ta, familia ta și pe cei din jurul tău. Să ne rugăm cu toți.